скажите, пожалуйста, за что? Звонил министру? Ничего личного, главного лидера Совета Главной партии Мады. Честно, он тем был. Ну, может, им есть правда техника. Его, ну, он залег. И чем у нас один участок в Наре? Им там это подразил. Хватит спит, подразил. Один в поле не бывает. И он подумал, на что когда есть его экипа, что экипа Аль Гузити, а ей, что я и после билетаря без устины, а стоит в отеле. Да, ты ему сам фигарь, тун, 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 а ты их набирай, тун, 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 тун. Suputim astăzi că este o ședință a Comitetului Sindicat, răspunde cu invitația tuturor, adică tuturor sunt oamenii care sunt la serviciu, dar sunt care în concediu, noi am învățat cei care sunt pe loc, care au posibilitate să vină. Și să fie susținerea dumneavoastră dacă binevoiți. Comitetul Sindicat. Я никогда не занималась политикой. Я никогда не делала политических деклараций. Я партийный человек был от Скоропарта организации ЦЕКа до членов Компартии Молдавии, до 10 лет членов Компартии Молдавии. Я прекрасно понимал все те политические отношения в то время, и мне сделал задал вопрос данного ряда. Еще раз говорю, что это не экономический вопрос, это чисто политический вопрос. De la conducerea centrului pe doamna Aurelia Chiuri. Sunt patru exemplare. În patru exemplare, fiindcă nu îmbășteți să duce exemplarul în Ministerul și în dispare. Nu știu că ar trebui să semneze încă dată. Eu am să am rugămit de sfânt patru exemplare, dar sfânt că familia semnătura, nu numai semnătura. Familia semnătura, pentru că îmi spun că nu există așa persoană. Nu există așa persoană. Vreau să vă spun mulțumesc și sper că după adunarea asta nu sfidă alte dăți. Unii figurițe pleacă, alții semnează. Dacă aveți poziții, faceți-o. Eu chestiile este, le prețuiesc și nu știu. Nu știu, aplicați-vă. Noi fac parte din organizația ruștească în Forța Sindicală, sunt membru al Comitetului Sindical și
în adresa Comitetului Sindical, pe data de 18 iunie, a fost trimis un demers la Ministerul cu propunerea opinie a Comitetului Sindical la eliberarea doamnei Ungheleanu din funcție de director al centrului. Comitetul Sindical a studiat toate materialele și doamna Ungheleanu ne-a făcut cunoscut Comitetul Sindical și cu actul de revizie și cu acele corectări care s-au reușit să se să se facă și noi, Comitetul Sindical, am găsit de cuvinț că noi nu avem motive de a da acordul sau opinia noastră cu privire la demiterea doamnei Aurelie din funcție de director. Acordul sau opinia? Păi, scuze, am găsit motive de a da acordul.